material Q&A cu pisica Pandem, adică BMW 36 2.0 aspirat, 150 de cai, proprietar Mihai. Întrebările le am aici de la oameni. Și începem așa rapid, fii atent, stai să văd că nu mai știu unde sunt întrebările. Băi, băiatule, băi, băiatule, băi. Tu mergi repede ca să mă pui în dificultate. Da, mă, fă-ți de cap, fă-ți de cap, nu-i problemă, fii atent. Dacă tot mergi repede, prima întrebare: ce modificări ai de gând să-i aduci motorului? Dacă ai, dacă n-ai, nu, mă, frate, așa. Momentan nu, rămâne așa. Ești mulțumit de consum, da, de cum merge, de cum merge, fiabilitate. Perfect. Da? Da. Perfect. Bun. Cât a costat mașina când ai cumpărat-o? Poți să faci dreapta aici? Cam 3500 de euro. Cam 3500 de euro a fost mașina. Da. De ce n-ai colantat-o pe toată? De ce n-ai colantat-o pe toată? Așa mă gândeai, nu? Ok. Mulți mă întreabă chestia că de ce n-am colantat-o, n-am avut bani. Banii. Sau poate oamenii cred că n-ai terminat proiectul și, băi, urmează și în față. Da, au venit pe lângă ce am povestit. Au mai venit doi băieți de la noi, de la grup, de la Order, care m-au întrebat: bun, bun, e frumoasă mașina, dar mă gândesc că n-ai terminat tot. Nu, frate, asta îi. Asta îi toată. Da, deci așa, cel puțin la partea de design, colan. Da, da, da. Restul mai e, adică e bine. Da. E bine că mai e, pentru că în momentul în care nu o să mai fie, o să trebuiască să o vii. Pentru că o să te plictisești de ea și nu mai ai nimic ce să-i faci și o să vezi. Bine, rămâne de văzut. Ce dimensiuni au jantele acum pe mașină? 10, 12. 10 față, 12 spate, cu 17? 17, 2.35, 40 față, 2.65, 40 spate. Foarte frumos, elegant, se simte bine pe drum. Ah, e ok. Amortizează, e ok. Cum crezi că o să arate mașina la anul? Puțin diferită. Jantele pe față o să fie 11. Ok. 10, 75, 11. Ok. Deci doar atât? Probabil o să am ceva elemente de carbon. Nu sunt foarte sigur. Ok. Momentan, mulți spun să pun roll cage, să dacă vrei racing, interior. Dacă vrei racing, nu știu, dacă poate. Da, da, îmi place, e comod așa interiorul. Super ok. Este, da, 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 da. Este, da. Dacă pui scaune sport, roll cage, centuri, da, și așa mai departe. Nu mai poți să mergi la costum, da. Bun. Dacă ai schimbat mașina. Dacă ar trebui să o schimbi. Băi, tine, uite, ia-ți alta, trebuie să o schimbi asta. Cu ce ai schimbat-o? Ce ți-ai luat? Mai am o mașină, un BMW 60. Ok. Daily. Da. Care e foarte frumos și dacă ar fi să nu am mașina respectivă și să dau te lua un BMW 60. Da, un 60. Un 60. Am înțeles. Dacă ai vinde mașina, cu cât ai vinde? Nu contează ce zice lumea, ai băgat, ai. Nu, deci, bă, eu consider că ar trebui să primesc suma asta ca să fiu eu împăcat să o dau. Minim mașina... 10.000 de euro. Minim 10.000 de euro. Da. Am înțeles. Care sunt diferite? Da, 6.000 am primit în iarnă, fără jante. Ok. Și n-ai dat-o că o văd aici. Da. Care sunt diferențele între static și airride? Că ai spus că ai avut suspensie reglabilă înainte, acum airride. Cum simți tu pe stradă treaba asta? Super ok. Nu mă așteptam. Nu te așteptai? Nu mă așteptam. O simți mai confortabilă? Mai stabilă pe viraje? Mai practică? Mai practică. Probabil pe viraje nu e la fel de stabilă. Dar e mult mai practică. E mult mai practică. Simți, pentru că am discutat de la 8 cu 8 până la 12, până la 12. Cât de tare simți diferența în, simți diferența mărimii roților, știi, sau modelului, sau? Da, e altceva. Se simte clar, nu? Da. Bun. Asta e materialul. Te-am întrebat cât a costat colantarea? Sau cât ar trebui să coste colantarea asta? Cum ai tu pe mașină? Cât un vopsit semi-profi. Cât un vopsit semi-profi, am înțeles. Mulțumesc frumos pentru răspunsul la întrebări și pentru plimbare. Stai să oprim noi aici chestiile astea. N-am zis, am uitat să zic, stai. Nu, poți să mergi, că mergem împreună, nu-i problemă. Încă, dar am uitat eu să zic de subscribe, stai așa. Filmează? Da. Filmează, bun.
vă mulțumim că ne-ați urmărit la materialul Q&A și nu uitați de share, poate vor și alții să afle informații despre cum văd unii oameni lucrurile și despre cum trec prin anumite chestii și vă împart din experiența lor. Subscribe ca să fiți primii acolo pe YouTube când vedeți cum s-a postat un material de la Stax, pe voi vă notifică și în rest când ne întâlnim, ce le ține sticăre.